din temele noastre, și anume tema proroci și prorocii, cu alți doi proroci din Biblie, și anume prorocul Iona și prorocul Habacuc. Vedeți, uitându-ne în Biblie și uitându-ne apoi în istoria bisericii și chiar în zilele noastre, constatăm că fiecare generație a avut prorocii ei. Astfel, înainte de Iona a fost Elisei în regatul lui Israel, după Iona a urmat Isaia, Osea, mai târziu celălalt despre care vorbim în această seară, Habacuc, dar în fiecare generație Dumnezeu nu s-a lăsat fără proroci. De asemenea, și astăzi lucrul acesta este perfect valabil, Dumnezeu nu se va lăsa fără slujitori ai săi, fără proroci. Prorocii, dacă ar fi să luăm pe unul care poate fi considerat vârful prorocilor, este vorba de Ilie. Despre el spune apostolul Iacov în epistola sa, capitolul 5, versetul 17, Ilie era un om supus acelorlalți slăbiciuni ca și noi. Proroci, într-adevăr, sunt niște oameni de excepția lui Dumnezeu, dar sunt oameni ca toți oamenii. Oameni supuși acelor situații ca și ceilalți din jur. De altfel, știm versetul din Evrei, în care este scris că Domnul Iisus a fost ispitit, 4:15, în toate lucrurile ca și noi. Ilie a fost și el un moment, a avut momente în viața sa, a fost un om cu slăbiciunile sale. Iona, despre care vorbim în această seară, a fost și el un om cu problemele și slăbiciunile sale. Însă, deasupra acestor slăbiciuni, deasupra acestor momente mai fragile care le-au avut acești oameni al lui Dumnezeu, ei au fost marcați de o dăruire pentru Dumnezeu, au fost marcați în restul vieților de sfințenie și Dumnezeu s-a putut folosi cu ei și ei vor fi în final împreună cu Dumnezeu în împărăția sa. Iată ce este scris în acel capitol al credinței Evrei 11, printre altele și despre proroci. Așa cum au fost ei cu slăbiciunile lor. Dar acestea sunt aspecte minore. Important este că în tot restul vieților au slujit lui Dumnezeu. Evrei 11, de la versetul 32. Și ce voi mai zice, că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc și îi ia pe câțiva conducători. Gedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și de proroci. Prin credință, și apoi începe ce au făcut acești oameni lui Dumnezeu. Oameni care au trăit prin credință. Poate în slujbă, poate în alte momente, suntem marcați de această slăbiciune. Și ea vrea uneori să-și pună amprenta peste noi și să ne doboare. Ceea ce avem de făcut, uitându-ne la acești mari oameni lui Dumnezeu, să ne ridicăm și să pornim mai departe. Amintiți-vă ce i-a spus Dumnezeu lui Ilie într-un moment de criză. A intrat în peșteră, supărat, vroia să moară, vroia să se oprească din toate, și din viață și din activitate. Dumnezeu, lăsați puțin să doarmă, iată să mănânci. Dar i-a spus Ilie, trebuie să mergi mai departe. Nu se poate să rămâi aici. Chiar dacă viața noastră este marcată de astfel de puncte negre, trebuie să continuăm mai departe cu o linie albă, până în împărăția lui Dumnezeu, și Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să privim mai întâi la Iona. Acest om despre care spune Biblia în a doua carte a Împăraților, capitolul 14, versetul 25, că în pofida acestor situații care au marcat viața sa, scrie aici că el a fost după cuvântul pe care rostise Domnul, Dumnezeul Israel, prin robul său Iona. Iona a fost robul Domnului. Să privim cum am făcut-o de fiecare dată, la fiecare proroc, mai întâi la viață și apoi la activitate. Însă vom avea și un al treilea capitol la Iona, și anume obligațiile prorocului. Întâlnim o situație specifică la Iona, dar care poate fi valabilă în general. Privind la viața sa, deschideți la cartea lui Iona, acum aici ne oprim.
avem lucruri pozitive și lucruri negative. Ca și un prim lucru pozitiv și poate cel mai important într-o viață de proroc, Iona a fost un om al rugăciunii. În capitolul 2 scrie așa: Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui. Dar și mai târziu, în capitolul 4:2, s-a rugat Domnului și a zis. A avut în capitolul 2 Iona o rugăciune de pocăință. Și rugăciune frumoasă a rostit aici, în care a recunoscut starea sa, a acceptat pedeapsa lui Dumnezeu, dar s-a rugat pentru izbăvire. Și până la versetul 9 ține această rugăciune de pocăință a lui Iona. Iar în capitolul 4, măcar că e o rugăciune tare curioasă, nu neapărat după voia lui Dumnezeu, dar ce răzbește din capitolul 4 este sinceritatea lui Iona. Este sincer și spune Dumnezeu 4:2. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur, fugim la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos. Și de aceea, apoi spune, Doamne, ia-n viața. Este foarte sincer cu Dumnezeu. Este în stare să-i spună într-un fel în față. De asta nu sunt de acord că ai făcut așa, că i-ai arătat pe ăștia. Și acum uite ce vreau, vreau să mor. Iona se ruga în mod sincer înaintea lui Dumnezeu. Și când a înregistrat această pocăință, aici în capitolul 2, se roagă el de la versetul 7, când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. A fost Iona, cum trebuie să fie de altfel orice proroc, un om cu dor și cu sete după Dumnezeu. Cum ne poate căuta Dumnezeu sau pe proroci să le transmită mesaje în orice vreme când ei n-au sete și deschidere după Dumnezeu? Îi ardea sufletul după Domnul. Și era conștient că rugăciunea ajunge până acolo sus la Dumnezeu, de acolo de unde el primește pe cale întoarsă mesaje. Și ce se lipesc de idol de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire și îmi voi împlini juruințele. Măcar că a cunoscut stări deosebite, n-a fost întotdeauna la locul lui, dar în situații diferite a apelat la rugăciune. Se pare că pe corabie a avut acel moment negativ, când nu s-a rugat când se rugau ceilalți. Să tragem de aici o concluzie bună pentru viețile noastre. În orice situație ne-am afla, rugăciunea să nu o evităm. Fie că suntem noi în formă sau mai puțin în formă, fie că e vorba de rugăciune de pocăință, fie că e vorba de rugăciune așa, stil contestație, dar de rugat să ne rugăm, să fim sinceri cu Dumnezeu, să ținem cont și de recomandarea Domnului Iisus, să nu vorbim orice vorbe la rugăciune, nebunești, dar la rugăciune să nu renunțăm. Cât privesc aspectele negative din viața acestui proroc, am putea să spunem capriciul ăsta său din capitolul 1, fuga aceasta neascultare. Spune Biblia aici, în 1:3, și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Știți, a plătit prețul corăbiei, călătoriei, și apoi spune versetul 5, Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. A avut un moment în care n-a vrut să asculte și a fugit. Asta nu este deloc bun. Dumnezeu ca atare l-a și urmărit și l-a pedepsit. Și am avut un moment dificil, în capitolul 4. Spune Biblia aici de la versetul 1, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. La ce îi plăcea, funcționa de nota 10. La ce nu, nu. Cam așa sunt uneori și copiii și așa uneori suntem și noi. La ce ne place și ce credem noi că este bine și asta sună frumos, suntem în stare, dacă ar face toți ca noi, de acum stăm la biserică, ori până vine Domnul, ori în 10 ani evanghelizăm lumea asta. Dacă tot ar fi cum ne-ar suna nouă bine. Dar când se întâmplă ceva ce nouă nu ne place, dăm înapoi, motivăm, fugim
Știm noi cumva cum să ne ascundem. Dormim duși, nu mai venim la biserică, când ceva nu ne place. Ei, nu o să putem găsi să facem lucrare numai cu ce ne place. Și spune mai departe, după ce s-a rugat Domnul aici, în capitolul 4, spune versetul 4, Domnul a răspuns, bine faci tu că te mâni. Ion a ieșit din cetate și apoi scrie în versetul 8, atunci a dorit să moară partea finală și a zis, mai bine să mor decât să-i trăiesc. Dar Dumnezeul lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetului? El a răspuns, da, bine fac că mă mâniu și încă până la moarte. Avea supărările sale, avea capriciile sale, era puțin dificil Iona asta. Și asta este culmea răzvrătirii, mai mult decât atât ce se dorește. Și vrea să pară așa ca un abandon. Vreau să mor. Eu nu vă rog să ridicați mâna sus, dar gândiți-vă, faceți-vă un inventar al vieții dacă n-ați avut un moment în care ați dorit să muriți. Că n-a fost totul cum ni s-a părut nou. Că nu s-a întâmplat cum am preconizat și anticipat noi. Și ca atare, măcar că cineva ne-a spus, nu, vreau să mor. Ce bine că nu-i viața așa ca și cum ai lua aerul și cineva știi să închizi, să închizi robinetul să-l deschizi, că am murit prea de multe ori și n-avem numai o viață. Acesta a fost Iona al nostru. Haideți să învățăm din viața lui, din pățanile sale, la ce a fost bine. La rugăciune, la faptul că a fost un rob al Domnului, să fim robii Domnului și să ne rugăm în orice situație, că rugăciunea ne va aduce o înțelegere. Dar să nu fim capricioși, să funcționăm numai când ne place. Și când nu ne place, nu contează că așa au zis Domnul, nu contează că așa am căzut de acord, nu ne place, nu ne place, mai bine murim. Să privim acum la activitatea sa. Două prorocii ale lui Iona ne sunt redate în Scripturi. Una în 2 Împărați 14:25, doar versetul acela, a profețit aici reîntrejirea statului Israel. Știți, cetățile de la periferia țării erau luate de sirieni și de alte popoare. Și el a prorocit că vor fi recucerite aceste cetăți localități. 14:25. E vorba de Ieroboam al doilea, care a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului undeva spre nord până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat Hefer. A fost o prorocie ar cărei împlinire s-a văzut a fi numai de la Dumnezeu, n-a prorocit ceva banal. În vremea aia, puterile din jur începuseră să crească din punct de vedere militar, puterea lor. Și Iona a prorocit un reviriment al statului Israel și acesta a avut loc sub Ieroboam al doilea. Măcar că înainte s-a cedat, au tot cedat, au tăiat sirienii câte o porție din Israel, asirienii care deja erau în ascensiune, dar sub acest împărat Dumnezeu a făcut să crească, să se extindă granițele statului. Ion avea experiența aceasta a minunilor lui Dumnezeu. Era cunoscut în Israel, nu ca atare, a rămas cartea aceasta în Biblie pentru această profeție care s-a împlinit după cum a spus Iona. Probabil o fi și făcut dinainte o hartă. Te spus, băi, țineți-o. Uite, după harta asta veți cuceri înapoi. Știți că în vechime, când oamenii ascultau de Dumnezeu, porneau la luptă după cuvântul prorocilor. Și nu făceau nimic. Amintiți-vă de Iosafat, a spus, nu mergem la război. Până nu vine un proroc care să ne spună, câștigăm, nu câștigăm, vom cuceri sau vom pierde războiul. Și cealaltă prorocie este cea referitoare la cetatea Ninive, capitala Imperiului Asirian. L-a trimis Domnul cu acest mesaj. 1:2. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Dumnezeu a vrut neapărat ca să
ajungă acest mesaj la Ninive și nu l-a abandonat, și spune în 3 cu 1, cuvântul Domnului a vorbit a doua lui Iona astfel, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Adică nimicirea Ninivei pentru răutatea ei. Ceva asemănător cum ar fi fost în cazul Sodomei și Gomorei. Aș vrea 3 aspecte referitor la această profeție pentru Ninive să înțelegem. În primul rând, această trimitere repetată. Domnul a vrut neapărat, un imbold insistent a avut Ion aici. Și n-a putut să fugă de așa ceva. Am putea înțelege de aici că atunci când Dumnezeu vrea neapărat să transmită un mesaj, El nu abandonează o lucrare. Când neapărat vrea Dumnezeu să transmită ceva, îți va spune insistent în mintea ta. Nu te va lăsa în pace. Poate pui la rugăciunea asta și nu vrei să asculți, să dai drumul la un mesaj. Dar rugăciunea următoare spune același lucru și nu te lasă. Poate Dumnezeu îți dă o trimitere, spunea duminică seara un frate că cineva a avut un mesaj să vină la el pentru o problemă într-o noapte și el nu prea puțin, nu înțelegea de ce trebuie să meargă la acel om. Mi se părea lui ne la loc acel mesaj. Dar a doua noapte a revenit trimiterea și explicațiile de rigoare ca să se ducă și să facă acea lucrare. Noi care știm în urmă ce s-a întâmplat, cum a fost izbăvită cetatea Ninive, îl înțelegem pe Dumnezeu de ce a insistat atât de mult la Iona, nu? De ce nu a abandonat această lucrare? Bine este să ne ducem prima dată, dar cel puțin dacă Domnul insistă, să nu mai facem greșeala a doua oară, să nu ne achităm de datorie, căci ne va costa asta. Un al doilea aspect, Iona a prorocit aici și dincolo, la prima prorocie, în măsura credinței lui, ceea ce spune Biblia în Roman 12. Fiecare să prorocească în măsura credinței lui. Roman 12 cu 6. De ce nu s-a dus Iona la Ninive? Bănuia că nu-i nimicește Dumnezeu? Nu, spune el în capitolul 4, se confesează și spune, eu nu m-am dus, 4 cu 2, pentru că știam că ierți. Prorocia, Iona știa că prorocia aceasta este pentru Dumnezeu ceva foarte ieftin de împlinit. Și prorocea el nu pentru că s-a îndoit, ci pentru că prea a crezut, nu s-a dus Iona. Dacă Iona nu credea, spunea, băi, și așa nu scapă ăștia. Nu scapă, mă duc și spun liniștit. Dar a prea crezut că se împlinește. Să fim încredințați de cuvintele care ies prin gura noastră. Să credem ceea ce ne spune Dumnezeu să facem. Este adevărat aspectul acesta că s-a împlinit sau nu s-a împlinit. Acesta e felul lui Dumnezeu de a fi, spune Biblia în Ieremia 18. Și putem să amintim că aici avem un exemplu foarte categoric, 18 cu 7. Deodată zic, Ieremia era un proroc. Deci deodată prorocesc despre un neam sau despre o împărăție că îi voi smulge, îi voi surpa și îi voi nimici. Exemplu, Ninive. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, cum s-au întors ninivenii, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Și nu-l mai face. Iona știa acest principiu? De aceea la profețiile care se dau din partea lui Dumnezeu să ținem cont, pe lângă măsura aceasta a credinței de care trebuie să țină cont prorocul, să țină cont și prorocul și noi cei care auzim mesajul, că sunt lucruri condiționate, care sunt cu dublu sens. Și se poate derula problema ori într-o parte, ori în cealaltă. Depinde de poziția noastră. Dacă Ninive s-au întors, Dumnezeu iarta. Nu se întorceau, evident că i-ar fi nimicit la termenul prescris. Și un al treilea aspect, de ce
nu s-a dus acest Iona să prorocească? Pentru că prorocia asta era favorabilă dușmanilor săi sau poporului. Pentru că prorocia asta favoriza pe cineva din tabăra cealaltă. Hai sincer să fim, este uneori marcată și biserica asta penticostală de fărămițări, de dezbinări. Ca proroc ai putea să prorocești fără să ții cont de tabăra în care este poate familia ta sau rudenile tale sau de locul pe care îl ocupi momentan. Ai putea să prorocești sau ca Iona te-a deranja? Iona a văzut cu plăcere împlinirea unei prorocii bune pentru Israel. Dar ceva bun pentru dușmanii săi, asta ceva mai greu i-a fost lui Iona să accepte. Ca și poștaș, trebuie să accepți, dacă vrei să-ți faci meseria pe de-a întregul conștiincios, să duci orice mesaj. Și la rudenile tale să duci telegrame de deces și la dușmanii tăi să le duci recipisa pentru coletele care o să le primească. N-ai ce face ca proroc. Trebuie să fii drept, nu? Ion aici se pare că a fost una din inconvenientele care l-a încurcat pe el. Știam că ierți. Dar Iona, chiar atât de rău ești, nu vrei să iert? Da, ăștia-s niniveni. Poate unii se împotmolesc fiind vorba de o tabără adversă. Poate se împotmolesc la prima, la cea anterioară care a spus-o. Poate nu-i ajută credința să creadă că Domnul îi binecuvântă și pe ea. Dar Iona trecea peste asta, el o știut. Numai nu s-a împăcat el cu gândul acesta. Să dea Domnul noi să fim imparțiali și să fim drepți. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Uneori, efectiv, suntem puși să prorocim împotriva prietenilor noștri, a poporului din care suntem, cum a fost pus Ieremia. Zice el la un moment dat, Doamne, toată ziua sunt pus să spun împotriva, numai sălnicie, apăsare, tot de rău le prorocea la ăștia. N-au ce să facă proroci. Dacă au primit, repet aceste trei, un îndemn, dacă au primit un mesaj clar de la Dumnezeu cu explicații, cum a fost la Iona, dacă au credința că de la Dumnezeu și că Dumnezeu face ceea ce a prorocit, atunci nu contează cine-i destinatarul prorociei. Te duci și duci mesajul. Sau îl spui. Și spuneam că la Iona vom avea un al treilea capitol, obligațiile prorocului. Vedeți, Iona a pățit-o rău. Și uneori și proroci din vremea noastră pot să pățească la fel. Dacă nu vor să prorocească. Să citim și alte versete în afară de Iona, ca să nu credem că a fost doar excepții la Iona și nu este valabil. Amos, capitolul 3, versetul 8. Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci? Dumnezeu a silit la un moment dat în Vechiul Testament o măgăriță să prorocească. Îi silește uneori și pe proroci să prorocească. Și despre alte lucrări este valabil. De exemplu, spune Pavel, 1 Corinteni 9. Despre sine spune Pavel. 1 Corinteni 9 cu 16. Dacă vestesc Evanghelia, chemarea lui, nu este pentru mine o pricină de laudă, că trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și de proroc, vai de proroc dacă nu prorocește ce spune Domnul. 17. Dacă fac lucrurile acestea de bunăvoie, am o răsplată, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Slujba de proroc sau de învățător sau alte slujbe pot fi făcute cu bucurie, cum suntem îndemnați în Evrei 13 cu 17 să stăm în jurul lor ca să-i putem lăsa să o facă cu bucurie, sau pot fi făcută de silă și aia se face suspinând. Dar Dumnezeu te poate sili, deci poate recurge la niște metode, dacă te încăpăținezi în final te lasă. Dar recurge la metode disciplinare corective. Și dacă nu ne facem datoria la chemarea noastră, rezultatul știți care era pentru Iona?
lepădarea. Dar cu ce păcătuit Iona? Că n-a făcut niciun păcat, decât nu a vrut să transmită mesajul, să se ducă unde l-a trimis Dumnezeu. Iona 2 cu 4. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Acum, se merită aici o precizare în plus. Atunci când nu ne facem lucrarea, aceasta se va răsfrânge și asupra vieții. Iona a vrut să fugă departe de fața Domnului. Iona nu s-a mai rugat în acel moment. Nu poți să renunți, să nu-ți mai faci lucrarea, dar viața de sfințenie să te o duci. În viața de sfințenie suntem într-un raport direct cu Dumnezeu. Și cum ei la Dumnezeu spui, Doamne, eu mă împac bine cu tine, suntem prieteni. Dumnezeu știți ce spune? Păi da, ce prieten dacă nu faci asta, nu? Cum au zis Dalila. Păi cum poți spune că mă iubești, dar nu faci scuz, nu? Ea știa metoda asta. Deci cum putem să fim într-o relație bună cu Domnul, dar nu-L ascultăm când ne pune să facem ceva? Aveam eu unul dintre băieții mei la un moment dat, când le-am împărțit niște sarci, el ca să nu-L crezi spus, tată, eu te ajut pe tine, de-al înțelegea pe noastră să stea lângă mine. Nu să-și facă datoria. Să nu credem că se poate așa ceva. Doamne, eu sunt cu minte, te slujesc, dar nu fac. Dar nu există posibilitatea asta. Înseamnă că doar tu sunt în fundul corăbii și ai fugit departe fața Domnului. Atât pentru viața noastră, ca mântuire, ca sfințenie, este un prim raport cu Dumnezeu, cât și pentru lucrare. Și spunea și Domnul Iisus, Matei 25, cu 30, pentru cel cu talentul care nu a vrut să lucreze. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În textul acesta nu se spune despre viața lui de păcat. Cred că a avut implicații, dar totul a pornit de la faptul că nu a vrut să lucreze. Mai fac o precizare. Nu vrem să împingem pe nimeni să lucreze numai așa de avalma. Ci din potrivă, trebuie să spui viața în ordine și lucrează în ordine. Și apoi să-i dai drumul înainte. Dar vrem să spunem că nu se poate merge numai cu una înainte. Nici cu viața numai înainte și lucrarea pe loc, nici cu lucrarea înainte și viața pe loc. Le punem în ordine și apoi mergem mai departe și Domnul să ne ajute. Iona s-a pocăit, a primit mesajul a doua oară, a adus jertfe și a împlinit juruințele și apoi Dumnezeu l-a transmis mai departe. Deci să nu luăm doar o parte a explicației și să ne apărăm colțul nostru. Luăm întreg spectrul lucrării, că numai așa putem să continuăm. Cât privește această fugă de lucrare, spune aici în Iona 1 cu 3, că acest proroc s-a sculat să fugă departe de fața Domnului. În versetul 5 că a dormit dus și au zis în versetul 9 ce spune el, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul celor care a făcut marea și uscatul. Să temea? Ești vorba să mai teamă. Iată ceea ce spuneam până acum dovedit la Iona. Când s-a abandonat lucrarea, a abandonat și era deja un mincinos. Cum te temi, măi? Păi dacă te temi, de ce ai fugit? El era conștient. Și de aici acceptă pedeapsa, versetul 10. Pentru ce ai făcut lucrul acesta? A avut Iona ce să răspundă? Bă, ăștia nu erau inițiați în ale religiei, putea să îi dribleze el cum vrea. Dar a avut ce să mai spună? Robul ăla netrebnic, ce mai putut să spună? Am știut că, ca și eu, Doamne, am știut că ierți pe ăștia. Că ierți măcar că a fost așa, am știut că secer de n-ai semănat. Asta putea să spună și Iona, și eu am știut asta, Doamne. Pentru ce? Ce să-ți facem? Versul 12, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Crezi că atunci când o să păcătuiești în felul acesta, nu o să spună lăuntrul tău? Cum le-a spus la frații lui Iosif după 20 de ani. Ne amintim de băiatul acela, cum ne ruga să-l lăsăm. Din pricina aceasta vine peste noi. De cele mai multe ori, în majoritatea cazurilor, când se întâmplă ceva peste tine, înăuntru tău spune Iona, e vorba de lucrare? Sau frații lui Iosif? Deci se spune, e vorba de vreun păcat din trăire. Așa ne-a lăsat Dumnezeu cu acest sistem interior de recunoaștere. Să știi de unde ți se trage. Nu? De exemplu, dacă ai probleme cu stomacul, păi imediat
faci socoteala lor, spui, am mâncat cu tare, cine a fost bun. Sau, de regulă, omul știe și din punct de vedere fizic, dar spiritual, sistemul e și mai dotat. Ca să putem recunoaște unde este problema și ce s-a întâmplat. Ion acesta a vrut să fie pedepsit și risca să fie lepădat pentru că a fugit. Cum s-a întors înapoi? 2:9 spune așa. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. A înțeles acum că lucrarea trebuie făcută cu mulțumire. Acum s-o cotiți dumneavoastră. Trimis frumoșel pe uscat, Ion adute. Nu știu dacă i-o da bani de drum sau trebuia să plătească la întoarcere. Sau poate se pocheau în nivene și îi plăteau ei. Măi, du-te frumos așa la ăștia și le prorocește. Nu comentează. Îl trimite Dumnezeu în pântecile peștelui. Acum tot acolo, știu eu cum arăta el acolo. Și acum spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai trimis la Ninive. Că trebuie să fii mulțumitor cu lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu, cu ceea ce ți-a dat să faci. Doamne, îți mulțumesc. Acum ai pentru ce mulțumi, nu? Ai sigur că ai, că normal că ai scăpat de acolo și nu ești mort. Cu o strigă de mulțumire voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Ce crezi că a jurit? Eu cred că printre altele, mă duc la Ninive. Cum faci copiii noștri uneori, nu? Băi, te duci, faci cu tare? Nu mă duc. Și dacă îl atingi, mă duc, dar ce-i sare așa sus că te duci, până acum ai spus că nu te duci. Așa și Iona. Acum mă duc. Îmi voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Și de-abia în urma acestui fapt, Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Ei nu știu ce zis o pocăit Iona, în prima, între a doua sau între a treia, nu știu. A avut stagiatura asta de stat acolo, trebuia să fie un simbol al Fiului Omului care va sta trei zile și trei nopți, cum spune Evanghelie, în inima pământului. Vedeți, dacă nu ne facem lucrarea, Dumnezeu are nuiele pentru noi și poate să o facă și ne poate pedepsi cum îi place, că toate sunt la îndemâna Lui. Însă, să știți că Dumnezeu, în a ne pune să facem lucrarea, pe lângă nuiele are și bomboane. Uneori, mă uit aici cum s-a purtat Dumnezeu cu Iona și să știți că e bun Dumnezeu. Mai deci după ce eu tras o lecție din asta așa la adâncul mării, la cea mai serioasă școală de corecție din lumea asta, de unul singur în celulă. Auziți, Iona tot comentează după ce a văzut cum s-a îndurat Dumnezeu în capitolul 4 și spune 4 cu 4, Domnul a zis, bine faci tu că te mâni. Și a încercat din nou să ia legătura cu el, să-l lămurească. Și Iona a ieșit din cetate, s-a așezat la răsărit de cetate, acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a dedicat peste Iona, să-i facă umbră capului lui, să-l facă să-i treacă mânia. Uitați, același Dumnezeu care poate să recurgă la metode corective, uite că se poartă și frumos, băi, să-l lămurească pe prorocul ăsta, lea și cu bura și cu rau, băi. Crescut așa un curcubete și a dat așa o înclinație frumoasă peste capul lui Iona. Nu să-și miște Iona capul după umbră. Nu, a dat umbra după cap. Că nu putea să mute capul, că era bai cu capul lui Iona la ora aia. Le-a făcut așa umbră la capul lui. Unde ești acolo, te potrivesc cu umbra, numai să vedem. Și a făcut bine să stea liniștit acolo pe deal. Dar cu Iona atât o ținut, cât o ținut umbra, nu? Este câte un copil așa ca Iona, știi? Atâta face treaba până să gată bomboana din gură. Și apoi iară nu mai faci.
Și acum Dumnezeu nu putea să-l țină tot acolo. Să-l încerce, acum au pus la favorizat, acum mai puțin să aruncăm apă rece pe el, să vedem, mai sare sudura iară, ce baie? Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a dus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Dacă rămâne, se încheia cartea lui Iona aici, și ce puteam spune? Păi Dumnezeu l-a încercat cu rău, a văzut că nu merge, i-a făcut pe plac și numai așa s-a putut rezolva cu Iona. N-ai ce faci, și Dumnezeu trebuie să-i facă pe plac. Dar nu se încheie aici, că mai sunt și viermi. Și uite, fac și ăștia treaba bună uneori. Ei fac rea, dar bună în final. A înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle și un vânt. De la răsărit și Iona și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Acum, ți-am făcut umbră să te pocăiești. Dacă nu-i bine, acum uite, îți mai dau două palme, să te înviorezi așa, cu puțin vânt și pe parte și pe alta. Atunci a dorit să moară din nou și a spus, mai bine să mor decât să trăiesc. Păi, iar nu s-a pocăit. Și iar explică Dumnezeu, dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetului. Acum e de explicație să-l trezească. I-a răspuns, da, bine fac cum unii până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție se este milă de curcubetele acestea, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Nu mai zic eu n-ai nimic, ca și Iov în capitolul 42. Am spus ceva, dar nimic, Doamne, nu cumva să mai spun vreo prostie. Nimic. Eu așa cred. Cartea lor ai scris în Biblie, Iona a numit robul Domnului. Eu așa cred că cu lecția asta, Iona în sfârșit s-a pocăit. Dumnezeu i-a explicat ca atare. Vedeți ce Dumnezeu mare și minunat avem, dar în același timp este și drept și sfânt. Așa cum suntem noi, cum spune cartea Eclesiastului cum este omul, știți? Eclesiastul, capitolul 7, versetul 29. Iată numai ce am găsit, că Domnul a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii stare suciți, băi. Dar nicio problemă, care Dumnezeu și pești, și vierme, și vânt. Și așa ne îndreaptă, de ne face cum ne-a făcut, măcar că între timp noi ne-am sucit. Și lucrăm ca eu în așa, când ne place, când nu ne place ne mâniem. Și nu mai vrem să mergem, fugim. Dar Dumnezeu în final lucrează la mântuirea noastră. Dumnezeu își perfecționează lucrătorii. Se ocupă de proroci. Ca să edifice, să-i crește. Sunt și ei, am spus la început, oameni supuși acelor slăbiciuni. Dar Dumnezeu îi califică. Păi eu, Petru a fost un apostol, nu? Păi de atât a avut Petru. Odată sărea în apă, iară se uda la picioare, după aia au zis că eu nu fug, el a fugit mai rău ca ceilalți, acum au dat cu sabia. Păi, din ăsta face apostol, primul măi. Așa ne crește Dumnezeu, numai cum nu suntem cuminți, cum trebuie să ne curgă la metode din acestea. Ne face uneori și pe plac, băi, ne face curcubete și umblă și după noi. Și, ca după Ilie, Ilie, gata, acum îți dau să mănânci, după aia te culci, bun Ilie, după aia trebuie să stăm de vorbă. Îl mai și spare puțin cu foc și cu o vijelie, dar Ilie, până la urmă, trebuie să ne punem pe treabă. Ăsta e Dumnezeu. Așa lucrează cu noi. Că are nevoie de noi. Nu vrea să ne abandoneze. Nu vrea să ne abandoneze. Măcar că suntem atât de capricioși și dificili, de orice ce e în slujbă. Proroși sau apostoli, cum a zis de Petru. Oameni de talie. Dar, totuși, Iona era încredințat și a rămas robul Domnului. Domnul să ne ajute să rămânem și noi. Haideți o scurtă privire asupra celuilalt. Cu Iona am avut mai multă treabă până să mergem noi de la Tarsi, iar la Ninive și într-o parte în alta despre Habacuc. Citim despre viața sa mai întâi, două aspecte. O carte de trei capitole. Cât privește viața sa, iarăși întâlnim foarte mult rugăciunea la Habacuc. Fără rugăciune, frați și surori, și în mod deosebit în slujbă, n-avem cum să înțelegem lucrările lui Dumnezeu. Ele comportă o asemenea desfășurare. Asemenea evenimente se petrec pe pământ și în sferele cerești.
încât fără rugăciune n-ai cum să pricepi, te pierzi. Și spune aici, de la versetul 2 al capitolului 1, începe să se roage Habacuc, până când voi striga, Doamne, către tine, asta înseamnă că se rugase deja de mult, fără să mă asculți, aparent rugăciuni neascultate, dar a continuat mai departe. Apoi, în capitolul 2 de asemenea începe cu rugăciune, m-am dus la locul meu de strajă. Capitolul 3, rugăciunea prorocului Habacuc. Măi, numai rugăciune și rugăciune. Cu cât e vremea mai grea, cu atât trebuie rugăciune mai multă și mai insistentă. Niciodată nu i-a pus Domnul pe ucenici așa de mult la rugăciune ca în grădina Ghețiman, că atunci era vremea mai critică. A spus, acum mai rugăciune? Când e vreme ușoară, o spus de acum la culcuș. Le-a spus la un moment dat celorlalți, comentau că nu postesc, că spui, acum e mai liber. Dar când vine greu, atunci la post, la rugăciune, cu cât e mai greu, cu atât trebuie mai multă rugăciune și mai mult post. Iar cât privește viața materială acestui om al lui Dumnezeu, a avut o viață grea. A trăit undeva contemporan cu Ieremia, în apropierea robiei babiloniene, sărăcie în țară, nedreptăți. Uite, spune el aici, versetul 4, legea e fără putere, nedreptatea se vede, ce rău biruiește pe cel neprihănit, versetul 9. Tot poporul acesta vine numai ca să jăfuiască cu privire la lacome, deci cu ceritori, strânge prinși de război, ca nisipul. Însă, în pofida acestor greutăți materiale, parcă adăugate la cele sufletești care sunt mai puternice, auziți ce spune omul acesta lui Dumnezeu, chiar în ce privește hrana sa și postura sa materială, 3:17. Chiar dacă smochinul nu va mai înflori, vița nu va avea niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Nu știu exact ce vremuri vom prinde mai departe, dar aș vrea ca viața noastră de rugăciune, în mod special pentru proroși, pentru lucrători, și ei să dea un imbol la tot poporul, să fie de maniera profetului Habacuc. Chiar dacă lucrurile se vor străca, în România probleme economice vor merge și mai prost, noi tot vom găsi momente și bucurii de har în Domnul. Pentru noi Dumnezeu tot are păstrat ceva anume și aparte. Și trebuie să rămânem încrezători și deplinși conștienți că Dumnezeu nostru conduce istoria aceasta. Și cea bună, aparent, și cea cu războaie și cu probleme, este tot în mâna Lui. Și când ne plângem, înseamnă că n-am înțeles, trebuie să apelăm din nou la rugăciune. Cât privește activitatea acestui proroc, haideți să ne uităm la relațiile sale cu Domnul, 2:1, spune aici, m-am dus la locul meu de strajă. Ca să văd ce are să-mi spună Domnul, lui personal, ca proroc, în mod deosebit, când parcă lucrurile sunt de neînțeles, putem și generaliza, ca pentru noi ca oameni, trebuie mai întâi să ne spună nouă Dumnezeu ceva. Aproape jumătate din cartea lui Habacuc e dialog între Dumnezeu și proroc. Prorocul întreabă, Doamne, până când? Îi cere explicații și Dumnezeu îi răspunde acestui proroc. Și mai întâi primește pentru sine explicațiile acestea. Uite ce spune Domnul, 2:2. Domnul mi-a răspuns, nu să spun la alții, mie să fiu eu încredințat. Și a zis, scrie prorocia, căci este o prorocie care vreme este hotărâtă, se apropie. Dacă zăbovești-o tu, așteaptă până se va împlini. Și din această relație a sa cu Domnul, el a înțeles totul. Măcar că a avut atâtea neînțelegeri, atâtea semne de întrebare, atâtea lucruri de plâns. Ia auziți ce spune el, 3:2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Dar însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Habacuc a primit înțelegerea că mânia Domnului va veni. Dar în același timp, îndurările vor trece din an în an. Și ceea ce va fi peste acest complex de îndurare și de mânie este de fapt împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu. Și Habacuc a primit această liniște în viața sa și apoi a putut să transmită mesajul poporului. Are câteva mesaje pentru popor. De exemplu, din capitolul 1, de la versetul 5, aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți.
Uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face lucrare pe care n-ați crede-o dacă vă-l povesti o cineva. A prorocit lucruri extraordinare, dar mai întâi s-a încredințat pe sine. Și apoi a prorocit ceea ce spune aici, năvărirea haldeilor. Niște oameni care Dumnezeu s-a folosit de ei, spune Biblia aici, în versetul 15, el îi scoate pe toți cu undița și îi trece cu mireaja sa. Îi strânge nevodul său de aceea și se și bucură, se veselește. Numai că babilonenii, spune Habacuc, au crezut că prin puterea lor fac aceste cuceriri. Au dat slavă mrejei. N-au înțeles că Dumnezeu s-a folosit de ei ca de o mreajă să prindă niște popoare pentru 70 de ani și apoi să le dea drumul înapoi. Cât privește relația sa cu poporul, a transmis aceste mesaje. 2:2. Scrie prorocia ca să poată citi, să o citească alții. Are prorocie pentru indivizi, de exemplu în capitolul 2, eu nu insist asupra lor, timpul trece. Prorocie așa pentru indivizi ca persoană, de la versetul 4. Cel neprihănit va trăi prin credință. Când toate lucrurile se strică în jur și popoarele nu mai merg bine, mântuirea se tratează individual. Dacă ești credincios, la credință. Individual, la tratează aici, ca și cel beat și semeș cel mândru. Și totul tratează în capitolul 2, cum să-ți duci pocăința de unul singur. Are în capitolul 1 și în alte versete ale cărții sale, profeție pentru Israel, profeție pentru Babilon, iar se pare că în capitolul 3 are o profeție pentru toată istoria omenirii. Ceea ce face Dumnezeu, spune versetul 2, în trecerea anilor. Cum lucrează Dumnezeu? Face referire la Etiopia, la lucrările lui Dumnezeu, cum vin, cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, la vestea aceasta mi se înfioară buzele. Cum aș putea oare aștepta întăcere ziua necazului când asupritorul va merge împotriva poporului lui? A primit de la Domnul desfășurarea acestor evenimente în mersul lor, în complexitatea lor. L-am pus pe acest Habacuc lângă Iona pentru că a avut și el întrebările lui, nelămuririle lui, dar n-a procedat ca Iona, a apelat la rugăciune, a stat pe loc. Am amintit de Iona atunci când s-a rugat, Dumnezeu l-a lămurit cu buna, cu raua, cu curcubetele sau cu vântul. Dar când a fugit, a trebuit Dumnezeu să recurgă la metode mai dure. Dacă te uiți la Habacuc, poate, dar în mod sigur, nu veți găsi viața dumneavoastră mai dură decât a lui. Și el totuși a rămas încrezător în Domnul. Să încheiem gândul despre acești doi, făcând câte o precizare despre fiecare din ei. Iona a fost un proroc cu mesaje extreme, mesaje deosebite. Mesaje culminante pentru țări întregi. Însă, a fost și el oscilant. Când în fundul mării, când în vârful dealului. În vârful dealului s-a urcat el, în fundul mării l-a dus Domnul. Nu putea să stea frumos așa la linia de plutire? N-avem și noi mările noastre și dealurile noastre. Uneori, în vale am ajuns, că ne-a dat Domnul cu noi. Ar fi bine, așa cum spuneam Psalmul 30, pe munte mare ne-a așezat Domnul, dar și ascunde fața și dintr-o dată ne tulburăm. Să nu fie viața noastră așa cum este descris, așa cât într-un atlas geografic, știi? Groapa mare a adilor, nu știu ce munți, alte altitudini, pe uscat sau adâncime în apă, să nu fie viața noastră așa. Dumnezeu ar vrea să fim cumva mai continui, mai consecvenți, mai ascultători. Dacă vreți să facem în conjurul pământului, chiar pe la grob din astea, o vom face. Dacă nu putem să mergem frumos cu caravana noastră așa, de la oază la oază, fugim la mare. Numai e mai greu pe acolo. Să luăm însă modelul lui Habacuc. Un proroc pentru timpuri grele. Dar care spune, citesc două versete, parcă sunt ca un înțeles, 2:13 și 14. Iată când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta. Popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile
se trudesc degeaba. Nu se băca Habacuc cu ideea, cum o să fie nimicit poporul ăsta sfânt și ăștia să vină? Era necăjit că poporul sfânt e rău și că e nedreptate și nu-i păzită legea. Dar spunea Babilonul, ăștia sunt și mai răi. Dar la urma urmei înțelege Habacuc că toate poporile astea trudesc pentru foc. Și apoi versetul următor, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Finalul va fi bun. Finalul nostru, ca al lui Iona, dacă ne lăsăm în mâna Domnului, ca proroci, ca lucrători sau ca oameni lui Dumnezeu, și finalul istoriei acesteia va fi bun, chiar dacă are perioade oscilatorii și negre și de necaz. Dumnezeu spune Biblia că lucrează cu un om ca și cu un popor. Și a făcut Dumnezeu cu Iona de unul singur, tratament așa de unul singur, așa face Dumnezeu cu toată lumea asta. Cum ar face în armată cineva cu instrucții, cu un soldat, culcat, sculat, înainte, 100 și înapoi și așa mai departe, jos, sus. Așa face ca și cu toată unitatea întreagă. Păi Dumnezeu nu e mai greu să comande la lumea întreagă ca la Iona singur. Parcă zici că era mai greu cu Iona uneori. De-a, pentru Dumnezeu e la fel de ieftin cu toți. Ori cu Iona, ori cu noi toți. Viața aceasta trăiește evenimentele ei datorită oamenilor, pentru că sunt așa cum sunt. Unior și din Israel și din afară. Dar să înțelegem că trebuie să rămânem în picioare, în pofita acestor situații, care sunt. Pentru că în final să încheiem bine ca Iona, ca Habacuc, ca cia lui Dumnezeu. La multe tratamente recurge Dumnezeu, spune Biblia în Evrei 12, că ne pedepsește. De ce ne pedepsește? Că pentru binele nostru, dar ai nevoie uneori. Să stăm atât ca proști cât și ca alți oameni, să înțelegem lucrarea. Multe lucruri să înțeleg mai ușor pe genunchi, în odăița noastră. Dacă vreți să facem o odăiță dintr-un pântece de pește, facem. Tot o odăiță și aia. Dar e mai rău acolo. Poate putea una să se roage în corabie. Nu era mai bine dacă se ruga în corabie? Dar nu vreau să pochească nici măcar în corabie, până în pește. Habacuc însă a stat la locul lui de strajă. Și acolo Domnul a luminat, a înțeles totul și a acceptat să lucreze Dumnezeu și a spus în finalul cărții sale, eu tot mă bucur. Și a dat cântarea să o scrie mai marele cântăreților, să auzim și noi. E valabil lucrul acesta pentru proroci, pentru cântărești, pentru noi toți. Doamne, ajută-ne să le înțelegem. Și să putem să rămânem în picioare, cum spune Efeseni 6, și în ziua aceea. Pentru că în final Domnul să-și poată face lucrarea pe noi și să ne poată mântui. Amin.